Alo, Sykes'is în casă, mama. Eu? Ultima vampiră, nu? Mhm, am mai fost chemată să vin imediat. Acestea sunt imaginile cu ceea ce s-a întâmplat la Brașov, doamnelor și domnilor. Un bărbat a incendiat acolo o mașină parcată, flăcările s-au extins rapid și au avariat și alte autoturisme, dar și fațada blocului. Proprietarul mașinii incendiate spune că ar fi vorba despre o reglare de conturi. Cred că e vorba de o posibilă răzbunare, nu știu, din partea cui. Era undeva în jurul orei 1 și 10 și un vecin de-al meu m-a sunat, spunându-mi că mi-a de mașina. Prima dată crezând că este o glumă, ieșim pe geam, chiar am sesizat că mașina mea chiar arde cu flacără deschisă puternic. Am coborât, dar am coborât știind că n-am cum să ajut să fac ceva, să sting mașina care ardea foarte tare. N-am făcut decât să mă duc în intersecție, să opresc circulația și să anunț vecinii să-și mute mașinile. E o siluetă care îmi pare oarecum cunoscută. Așadar, un atac cu cocktail Molotov acolo. Colegul meu, Ovidiu Stan, este la fața locului. Ne spune ce s-a întâmplat, dar și ce date au anchetatorii despre individul care a provocat incendiul acolo și ce s-ar fi putut întâmpla. Ovidiu, te ascultăm. Bun găsit! Incendiat de o mână criminală, cel puțin asta susține proprietarul autoturismului incendiat în totalitate. Vorbim de o reglare de conturi sau de o răzbunare, mai bine spus, chiar dacă proprietarul spune că nu are niciun fel de dușmani. Cert este faptul că vecinul l-a surprins pe camera de supraveghere un bărbat care se învârte de trei ori în jurul mașinii, sparge geamul autoturismului, după care aruncă o substanță, un cocktail Molotov, mașina se aprinde imediat. Alertați vecinii, pentru că flăcările au fost atât de puternice încât au stricat și fațada blocului, dar și ferestrele pe care le-au carbonizat. Vecinii au ieșit în fața blocului speriați. Două persoane au suferit atacuri de panică. Vorbim de două persoane care au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost stabilizate, însă avem și imagini care spun că cealaltă mașină este de asemenea avariată. Două mașini. Am stat de vorbă și cu proprietarul celei de-a doua mașini, care spune că nu știe ce va face. Au venit și cei de la asigurări care au ridicat din numeri. Sunt foarte multe persoane care sunt păgubite. În acest moment s-a deschis un dosar penal, așa cum spuneam, se cercetează și se caută pe imaginile de supraveghere, se caută persoana care a incendiat și să se stabilească până la urmă care a fost motivul pentru care s-a dat foc mașinii.